binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. Îi mulțumim Lui că și în seara aceasta, prin harul Lui și prin ajutorul Lui, suntem la părtășie în casa Lui și am ales să fim aici, la casa Lui, și sper să fie de folos. Textul din seara aceasta, chiar se pune această întrebare, oare de folos să-L slujim pe Dumnezeu? Oare să merită să-L slujim pe Dumnezeu? Sper că Dumnezeu, care cunoaște gândurile noastre, dacă ne pune mască de întrebări, să aducă răspunsul potrivit pentru fiecare inimă. Amin? Amin. Încercam să mă duc în urmă de 24 de ani și să mă imaginez din nou biserica noastră de aici, de la Montreal. Era mult mai puțin, n-aveam nicio formație muzicală, erau numai soliști pe vecea. Astăzi, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu 4 formații muzicale, cu orchestră, cor de fete, grup de tine, fanfară, slăviți să fie numele Domnului. Suntem cu adevărat binecuvântați de Domnul. Sunt și profesionaliști, Domnul i-a binecuvântat, glorie Domnului. Să ne rugăm ca Domnul să-i ajute și pe frații predicatori să țină ritmul cu muzicienii, iar pe muzicieni să-i ajute Domnul să se consacre Lui și să slujească așa cum vrea El. Nu numai cu note, nu numai bine pregătiți, ci o consacrare din toată inima pentru Domnul, pentru că Domnul are nevoie de astfel de slujitori. Amin? Amin. Bucuria Domnului atunci e de plin. Se bucură Domnul și acum. Dar dacă suntem consacrați pe deplin cu toată inima, în muzică, în cântări, în formațiile care suntem și facem slujba aceasta, ca și pentru Domnul, nu ca să ieșim în evidență, nu că avem noi voci bune, nu că suntem cine știe ce muzicieni, și pentru că vrem să se aducă slavă și glorie și cinste celui mai mare nume, numele Lui Dumnezeu, numele Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a mântuit, slăvit să fie numele Domnului. Amin. E un har să fim în seara aceasta în casa Domnului. Și cred că am făcut o alegere bună. Eu cred că am făcut o alegere bună, că am venit și în seara aceasta aici să ne întâlnim cu Domnul. Și sper, așa cum a fost până acum, și cred că am simțit prezența Domnului și în continuare, Domnul să ne vorbească prin cuvântul Lui. Amin. El poate. Cântăm noi cântarea aceea. El poate, El poate, eu știu că Domnul poate. Domnul poate să facă lucrul acesta. Domnul poate să ne vorbească și în seara aceasta, cum ne-a vorbit până aici prin cântări, poate să ne vorbească în continuare prin cuvântul Lui. Amin? Amin. Și Domnul poate să dea răspuns la toate întrebările noastre. Și să ne răspundă oare se merită să răspunde pentru chiar dacă nu mă răspunde în seara aceasta. El poate să răspundă mergând acasă, poate să vă răspundă la noapte în vis, poate să vă răspundă când vă rugați, poate să vă răspundă prin vedenie, poate să vă răspundă în fel și fel de echipuri pentru Dumnezeu, vorbește când într-un fel, când într-altul, slăviți să fie numele Domnului. Amin. Haideți să ne apropiem de cuvântul Domnului care îl avem în seara aceasta, în mijlocul nostru. Eu nu am avut un text pe care să-mi fi dat fratele Iosif. Mi-a dat un text la alegere. Voi nu mai aveți la alegere, că l-am ales eu, în locul meu astăzi. Eu l-am ales acest text. M-am rugat Domnului și am zis, Doamne, ce-ar putea să fie, ce-aș putea să le spun fraților și surorilor mele și prietenilor, dacă vor fi la casa Domnului, pentru că dorința mea este să fiu de folos pentru lucrarea Domnului și pentru voi, dacă pot, într-un fel, ca să ne apropiem cu toții mai mult și să fim mai aproape de Domnul, mai pregătiți ca să ne întâlnim cu Domnul. Și Domnul să ne ajute lucrul acesta. Și cred că este de la Domnul. Am simțit pe inimă să citesc acest cuvânt, am să-l recitesc din nou ca să ne fie foarte proaspăt în minte. Este din Maleahi, capitolul 3, care, pentru cei care n-ați ajuns la timp, de la versetul 14 la 18. Ați zis, degeaba slujim lui Dumnezeu și ce-am câștigat dacă am păzit poruncile Lui și am umblat triști înaintea Domnului oștirilor. Acum fericim pe cei trufași, da, celor răi le merge bine. Da, ei ispitesc pe Dumnezeu și scapă. Atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul, Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. Și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea Lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele Lui. Ei vor fi ai mei, zice Domnul, vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei, cum are un om,
de Fiul Său care îi slujește. Și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu-i slujește. Amin. Spune aici fratele Mircea că prorocul sau profetul Maleahi, acest mesager al lui Dumnezeu, de fapt este ultimul proroc pe care noi îl întâlnim pe Sfintele Scripturi, în Sfintele Scripturi, în Vechiul Testament, pentru că după această carte, după această prorocie, după ce Dumnezeu și-a trimis gândurile lui prin acest proroc, s-a așternut o tăcere de aproximativ 400 de ani. Dumnezeu n-a mai vorbit public sau n-a mai vorbit cu interes național pentru poporul evreu sau cu interes, dacă vreți, internațional pentru toate popoarele. A fost o întrerupere de 400 de ani în care Dumnezeu probabil că a vorbit în mod particular unor oameni, unor copii ai Lui, dar nu a rămas nimic scris pe Sfintele Scripturi și o prorocie cu interes, cum am spus, național pentru poporul evreu. Până la venirea Domnului Iisus Hristos, până la nașterea lui Ioan Botezătorul și apoi nașterea Mântuitorului în lumea noastră, a fost această tăcere. Prorocul Maleahi a trăit aproximativ 400 de ani înainte de venirea Domnului Iisus Hristos în lume. E bine să îi plasăm și pe proroci și evenimentele în timp și în istorie. E mai ușor ca să reținem. Ca și oameni, ne este mai ușor ca să reținem lucrul acesta. Așa, ca să aveți o idee, de la crearea omului, de la Adam și până la Avram, s-au scurs 2000 de ani și anii s-au numărat de la 0 până la 2000. De la Avram și până la Domnul Iisus Hristos s-au scurs încă 2000 de ani și anii s-au numărat invers. Au descrescut de la Avram până la Domnul Iisus Hristos. De aceea noi suntem în vremea acestui profet care a trăit imediat după guvernatorul Neemia. Și apoi, de la Domnul Iisus Hristos în pace, anii se numără din nou, de la 0 pe 2000. Și suntem în 2017 astăzi. Dacă vreți, între Avram și Domnul Iisus Hristos, pe la mijloc, pe la anul 1000, a trăit împăratul David. Când regatul sau când poporul evreu și Israelul a fost probabil în culmie, ca și națiune și ca și putere și probabil și spiritual. Deci dacă i-am plasat puțin acolo, vă reamintesc că poporul acesta se găsea în țara lui, în Israel, și era adus din robie. Venise acolo Zorobabel, venise Estra, venise Neemia, ca și guvernator. A fost nevoie și Dumnezeu a îngăduit și a rânduit acești oameni pentru că ușor, ușor poporul acesta se depărta de Dumnezeu. Numai cădea în idolatrie, problema lor vechi care au avut-o și pentru care Dumnezeu a îngăduit să fie duși în robie, aveau de acum alte probleme. Dacă vă amintiți, dacă citiți în Neemia și în Esra, problema lor era că aveau un formalism religios. Oamenii se ocupau mai mult de problemele lor. Erau ieși într-un fel credincioși, se închinau și Dumnezeu, dar formal. Fără prea multe evlavie, fără prea multe entuziasm. Lăsau la o parte, s-au uitat de dărnicie, au uitat de zeciuială, de ceea ce trebuiau să deie partea Domnului. Preoția era coruptă. Coruptă. Preoția, elita, ceea ce era crema în Israel, era coruptă. Și apoi, peste toate acestea, izraeliții se căsătoreau cu femei din afara poporului evreu. Făceau căsătorii sau familii mixte. Aceasta a fost starea când Esra și Neemia a venit și a fost în gândul Dumnezeu să vină acolo și să restabilească viața spirituală a lui Israel. Ei bine, dacă vă amintiți, în perioada când Esra i-a învățat pe popor din nou legea Domnului și când Neemia a fost acolo guvernator, poporul s-a revitalizat. Au trăit din nou cu aceleași emoții, cu aceleași entuziasm, bucuria de a fi evrei, bucuria de a numi pe Dumnezeu, pe Iahve, ca și Tatăl și din nou s-au organizat, au construit templul și s-au bucurat. Din nou au venit jertfele și au început o viață de închinare. Dar numai la poate 30 de ani s-au scurs de când Neemia nu mai era printre ei și din nou au ajuns în aceleași probleme. În viața sau pe timpul cât a prorocit acest profet erau exact aceleași probleme. Preoția era coruptă, au uitat de dărnicie, au uitat de zeciuială, încheiau căsătorii mixte și erau un formalism în închinarea lor.
Și gândul lui Dumnezeu sunt trimise prin acest profet ca să îi ridice din această stare pe poporul evreu. Este, așa cum spuneam, pentru ultima dată când Dumnezeu vorbește aceste națiuni, ca apoi 400 de ani să se așteaptă în tăcere și Dumnezeu să nu mai vorbească. Aceasta era situația când Maleah fi trimis de Dumnezeu, pentru că el este tradus numele ca și mesager al Dumnezeu, vine în fața poporului și le spune aceste lucruri. Dar ei ce spuneau acești oameni? Ei spuneau așa, citesc versetul 14. A zis, degeaba am slujit lui Dumnezeu. Degeaba am slujit Dumnezeu. Și ce am câștigat? Dacă am păzit poruncele lui și am umblat prin triști înaintea Domnului oștirilor. Oamenii aceștia nu vedeau niciun avantaj din faptul că Dumnezeu era Tatăl lor și că El îi conducea și că Dumnezeu și-a propus și a făcut acesta și a dorit ca evrei Israelul să fie un popor ales, un popor deosebit între popoare și să arate pe Dumnezeu cel veșnic și adevărat. Pentru că a spus, degeaba slujim pe Dumnezeu. N-avem niciun avantaj. Care e avantajul? Parcă vreau să-L întrebe pe Dumnezeu și pe Maleah. Care e avantajul că slujim pe Dumnezeu? Ce folos avem de aici că slujim pe Dumnezeu? Pentru că, spuneau ei în ignoranța lor, uite, ne uităm și vedem și fericim pe cei trufași. Adică pe cei aroganți. Da, celor răi le merge bine. Da, și ei ispitesc pe Dumnezeu. Ăștia blastimă pe Dumnezeu, ăștia ispitesc Dumnezeu, ăștia păcătuiesc împotriva Dumnezeu și scapă. Adică Dumnezeu nu-i trăznește. Dumnezeu nu-i pedepsește pe loc. Prosperă, le merge bine. Și noi slujim Dumnezeu. Și atunci care e avantajul? Oare este pertinent această întrebare pentru poporul evreu? Care a văzut minunile lui Dumnezeu. Care a știut de minunile lui Dumnezeu pentru că din tată în fiu se transmitea în familie și era această lege să fie spusă copiilor și copiilor și copiilor voștri spre Dumnezeu să spuneți despre minunile lui Dumnezeu. Ei știau toate aceste minuni. Era pertinent această întrebare să întrebe degeaba îl slujim pe Dumnezeu sau ce folos avem să îl slujim pe Dumnezeu? Hai să spunem că e pertinent. Și aș vrea să ne punem și noi astăzi. Dacă vă amintiți, ucenicii erau cu Domnul Iisus Hristos. Și nu erau la început. Deja Domnul Iisus Hristos le vorbise despre patimile Lui. Atunci când Domnul Iisus Hristos a vorbit despre patimile, a fost deja spre ultima parte a trăirii Lui împreună cu ucenicii. Când a vorbit despre patimile Lui și despre ceea ce avea să sufere de la preot și de la elita religioasă de acolo. Și apostolii prin reprezentantul lor, prin liderul lor, prin apostolul Petru, spune, Doamne, s-a spus și dimineața lucrul acesta, noi am lăsat totul. Noi am lăsat totul pentru tine, ca să te urmăm. Următoarea întrebare. Și ce răsplată o să avem? Ei nu și-au făcut socotele înainte, că puteau să pună întrebarea aceasta când au pornit la drum cu Domnul. Acum erau deja porniți, de, poate de 2 ani, poate de 2 ani jumate, nu știu de cât era. Dar Petru, care a fost un curajos, a pus această întrebare. Și este consemnat lucrul acesta în Evanghelia după Matei. De fapt, în toate cele trei Evanghelii, Matei, în Luca și în Marcu. Dar în Matei este exact așa cum l-am spus. Doamne, am lăsat totul. Ce răsplată o să avem? Și ucenicii erau interesați. Și Domnul le-a dat atunci un răspuns. Eu nu vi-l dau acum ceea ce a spus Domnul, vi-l las la ultimul punct, pentru că eu am hotărât să vorbesc astăzi despre acest punct. Se merită să-L slujim pe Dumnezeu, punctul 1. Punctul 2. Să dăm două exemple de slujire pe pagine Sfintei Scripturi. Apoi, punctul 3. Să vedem ce înseamnă slujire sau cum începe slujirea cu Dumnezeu. Punctul 4. Este un avertisment pe care Dumnezeu îl îndreaptă pentru toți cei care slujesc. Și apoi 5 concluzii, să vedem dacă într-adevăr se merită să slujim pe Dumnezeu. Și am să răspundem atunci la punctul 5, la concluzii, ceea ce Domnul le-a răspuns ucenicilor. Dacă mergeți cu mine în psalm, în psalmul 73, un psalm de altfel foarte frumos, găsim aceleași lucruri.
Aici cuvântul Domnului spune așa, am să citesc primele 14 versete. Da, bun este Domnul cu Israel și cu cei cu inima curată. Totuși, era să mi se îndoaie piciorul și era să-mi alunece pașii. Căci m-am uitat fugind la cei nesocotiți, dar când vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, nimic nu-i turbură până la moarte și trupul este încărcat de grăsime. N-au parte de suferințe omenești, nu sunt loviți ca ceilalți oameni. De aceea mândria le slujește ca saldă și asuprirea le este haina care îi învelește. Li se bulbucă ochii de grăsime și au mai mult decât le-ar dori inima. Râd și vorbesc cu răutate de asuprire. Vorbesc de sus, de cu aroganță, își înalță gura până la ceruri și limba le putreieră pământul. De aceea le ardă lumea la ei, înghite apă din plin. Și zice, ce-ar putea să știe Dumnezeu și ce-ar putea să cunoască cel preanalt? Așa sunt cei răi, totdeauna fericiți, își măresc bogățiile. Degeaba dar mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție. Căci în fiecare zi sunt lovit, în toate diminețile sunt pedepsit. Dacă aș zice, vreau să vorbesc ca ei, iată că n-aș fi credincios neamului copiilor tăi. M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, spunea psalmistul. Dar, zadarnică mi-a fost rula. El continuă. Psalmistul acesta care era un om al lui Dumnezeu și care umbla în templu, s-a uitat și, pentru că nu era în templu, atunci când s-a uitat și a zis, mă uit la cei răi, le merge bine, se îmbogățesc, prosperă. Ba zice, au mai mult decât își doresc. Parcă Dumnezeu îi binecuvântează cu mai mult decât au ei nevoie, decât își doresc însăși ei. Sunt răi, sunt trufași, sunt păcătoși și Dumnezeu nu îi pedepsește. Iar eu, spre el, mi-am spălat mâinile în nevinovăție. Am încercat să fiu fidel poporului lui Dumnezeu. Și totuși, parcă le merge mai bine lor ca și noi. E adevărat? Haideți să aducem în vremea noastră. Să vedem cum stau lucrurile astăzi. Să ne uităm la oamenii de afară și să ne uităm la noi. Și să ne întrebăm, merită să-L slujim pe Dumnezeu? Ne uităm afară și mor oamenii de afară. Dar mor și pocăiții, nu? Mor și copiii Domnului. Mor ei de cancer afară și mor și la noi de cancer. Și noi și ne rugăm pentru frații noștri. Moare o mamă de la copii afară, care nu sunt pocăiți, și moare și la noi în adunare. Și la noi moare de la mulți copii, că la noi sunt familii cu mulți copii. Mor copiii acolo afară, în ignoranță, dar mor copii și în adunare. Merită să-L slujim pe Dumnezeu? Merită? Vom afla. Dacă merită să-L slujim. De ce așa? Pentru că oamenii în ignoranța lor spun, dacă ar fi Dumnezeu și dacă Dumnezeu e drept, așa cum spune, și dacă ar face, atunci de ce nu face dreptate? Nu-i așa? De ce îngăduie Dumnezeu astfel de lucruri? Își pun oamenii întrebare. Ba până chiar am auzit. Cum îngăduie Dumnezeu să se tragă în școlile noastre și să ne moare copiii? Dar și pun această întrebare după ce l-au scos pe Dumnezeu afară din școală. Cum îngăduie Dumnezeu să se distrugă instituțiile noastre, să se tragă în instituțiile noastre, dar după ce l-au scos afară pe Dumnezeu din instituții? Sigur că oamenii ar vrea să fie protejați de Dumnezeu, dar fără să știe nimic de Dumnezeu, lucru care nu se poate. Aș vrea să continuăm. Am spus că și Apostolul Petru și toți apostolii prin el s-au întrebat dacă merită să-L slujească Dumnezeu și care este rezultatul. Aș vrea să vă arăt două exemple în partea acestei scripturi de oameni care au slujit lui Dumnezeu. Primul care a slujit este Domnul nostru Iisus Hristos. Dacă vom citi, că timpul nu cred că ne mai permite, dacă citiți, e un cuvânt care noi îl cunoaștem foarte bine, că în fiecare lună îl citim. Dacă citim în Ioan, capitolul 13, vom vedea acolo că este vorba de spălarea picioarelor. Domnul Iisus Hristos s-a așezat la tăștergar și a spălat picioarele ucenicilor. După ce le-a spălat picioarele, le-a spus el, ați văzut ce v-am făcut? Ați văzut, ați realizat lucrul ăsta? Și el spune, vedeți, dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am făcut lucrul acesta și voi sunteți dator să faceți, adică să vă slujiți la fel. Domnul nostru Iisus Hristos le-a dat această pildă. El care era Fiul de Dumnezeu, El care era învățător, care a venit cu învățător cum n-a avut nimeni, pentru că fariseii, care în vremea lui, n-au învățat niciodată și n-au
n-au predicat cu aceeași putere și aceeași entuziasm și aceeași putere pe care avea Domnul Iisus Hristos. Și el a spus, dacă eu am suflat acesta și voi sunteți de-a dat. A dat un exemplu de slujire. Apoi a venit cu altceva complet nou și a spus, dacă vrea să fie cineva mare între voi, dacă vrea să fie cineva mare între voi, ce trebuie să facă? Să fie slujitorul tuturor. Și vei fi mare. Dar metoda asta n-a avut-o nimeni. Pentru că în asemenea condiții, nu mai ții cont că ești învățat, că ești neînvățat, că ești bogat, că ești sărat. Toată lumea trebuie să slujească și să slujească unul pe celălalt. S-ar putea ca cel învățat să-l spere pe cel incult. Și la asta la Domnul e în regulă. La noi, la oameni, nu merge. Noi avem niște ierarhii și zic, nu se poate. Sau cel sărac să-l spere pe cel bogat, să-l spere pe cel sărac, nu? Și la noi, la oameni, nu prea merge, dar la Dumnezeu este complet în regulă. Domnul Iisus Hristos spune, așa trebuie slujit, slăvit să fie numele Domnului. Amin. Exemplu de slujit. Însăși Domnul a spus, eu n-am venit ca să mi-e slujească. Eu am venit ca să slujesc, slăvit să fie numele Domnului. Amin. E cel mai mare și cel mai minunat exemplu de slujire. Domnul nostru Iisus Hristos, slăvit să fie numele Domnului. Amin. Și să ne ajute să mergem pe urmele Lui. Apoi un exemplu tot din Sfintele Scripturi, din Vechiul Testament, un exemplu care mie îmi place foarte mult, este Samuel. Spune cuvântul Domnului că Samuel a slujit toată viața pe Dumnezeu. Vă amintiți de mic copil și până când a ajuns bătrân, el a slujit pe Dumnezeu ca și proroc, ca și profet și ca și judecător. Mergea, îi judeca pe israeliți și când aceștia au cerut un împărat, Dumnezeu i-a vorbit lui Samuel și a spus, nu pe tine te leapă, pe mine mă leapă, dar fără spune-le ce trebuie să facă, e ok așa. Dumnezeu a acceptat lucrul acesta. Și Samuel i-a pus față în față și a spus, spuneți acum, v-am jefuit eu pe voi, v-am nedreptățit și eu. A spus, nu, a fost perfect. Cum ai lucrat, ai lucrat cu curățenie de mine, de inimă. Este perfect. Nu avem nimic împotriva ta. Un slujitor excepțional. Și apoi, ceea ce este mai interesant și aș vrea să învățăm în seara aceasta de la el, după ce n-a mai fost el judecător, după ce n-a mai fost el profetul numărul 1 în Israel, știți ce a spus? Departe de mine să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu și să încetez, să mă rog, adică ce? Să slujească pentru ei. Slăviți să fie numele Domnului. Dacă ți-a căzut funcția, dacă nu te-au mai ales frații în comitet, dacă nu te-au mai pus frații în frață, nu mai faci nimic de acum? Nu mai slujești nimic pentru că nu te-au mai ales frații? Păcătuiești dacă faci lucrul acesta. Așa spune Cuvântul Domnului. Așa ne arată prin Samuel. Indiferent dacă frații te bagă în seamă sau dacă frații te avansează sau dacă... Cum ai fi? Slujește-L pe Dumnezeu întotdeauna cu curăție din noi. Și Domnul să ne ajute. Este un exemplu extraordinar. Chiar când n-a mai avut funcții și a continuat să se roage pentru poporul lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Să ridice Domnul astfel de slujitori în mijlocul bisericii noastre. Aș vrea să vă reamintesc ceea ce spune Dumnezeu despre slujire. În Romani, capitolul 12, cu versetul 1, amintiți-vă acest verset, Domnul Dumnezeu spune prin Apostolul Pavel, vă îndemn, dar frații, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Pentru că, frați și surori, suntem chemați să slujim. Slujirea, frați și surori, începe de aici. Trebuie să ne aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, înainte de Dumnezeu, sfântă și plăcută. Cu alte cuvinte, atunci când trăim cu sfințenie înaintea lui Dumnezeu, atunci când umblarea noastră este plăcută înaintea lui Dumnezeu, asta înseamnă jertfire, pentru că nu e ușor. Nu e ușor să trăiești o viață sfântă, într-o lume murdară și coruptă, nu e ușor să trăiești o viață plăcută lui Dumnezeu, dar cu Dumnezeu se poate, pe terenul bisericii se poate, aceasta este considerată din partea lui Dumnezeu o slujbă duhovnicească. Cine este chemat să facă această slujbă? Păstorul? Prezbiterul? Diaconii? Toți. Și eu și dumneavoastră. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Nu o să fim niciodată slujitori dacă nu facem ceea ce spune în Romani, capitolul 12, cu. Adică să ne aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută.
Când facem așa, frați și surori, păstorul nu va mai avea problema să spună cum să se îmbrace cu tare, ce să facă cu tare, să venim la adunare. Nu, păstorul va avea alte probleme. Se va ocupa de partea spirituală a bisericii. Nu de părți astea care tot să corijeze, Când vom trăi o astfel de viață, când ne vom aduce noi, trupurile noastre, ca o jertfă vie, sfântă și plăcută înainte de Dumnezeu, Dumnezeu va binecuvânta biserica lui, slăvit să fie Dumnezeu. Va fi o biserică puternică, de slujitori, de votați al lui Dumnezeu și Dumnezeu își va găsi plăcerea în biserica aceea, slăvit să fie numele Domnului. Amin. Apoi, Ioan 12 cu 6. Am să vă citesc acest verset, că poate nu știm toți. Privire la slujire. Deci Ioan 12 cu 26. Iată ce spune cuvântul Domnului aici. Dacă îmi slujește cineva, Domnul Iisus Hristos vorbește, dacă îmi slujește cineva, să mă urmeze. Și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Putem să citim versetul acesta și cum l-am citit, și invers de la încheiere spre cum începe, cum vrem noi putem citi. Dacă slujește cineva, să mă urmeze. Nu poți să slujești Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos și să nu mergi pe urmele Lui. O astfel de slujire este imposibilă. Dacă vrei să slujești pe Domnul și dacă te declari un slujitor al Domnului, va trebui să mergi pas cu pas pe urma Domnului. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Apoi spune, și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Unde e Domnul Iisus Hristos? Domnul Iisus Hristos acum este în cer. Ne pregătește un loc. Dar este și aici, în adunare. Amin? Amin. Ok. Nu te aștepta duminică seara să stai acasă și Domnul să fie acolo. Știi de ce? Să nu te aștepți. Pentru că tu i-ai dat întâlnire Domnului la adunare. Tu așa ai spus când ai hotărât cu adunarea că duminică dimineața și duminică seara e adunare și Domnul la tot de bună. El vine la adunare. El nu se va duce acasă la tine. El duminică seara va veni aici la adunare. Când poți să mergi, când sănătatea îți permite, când nu te împiedică nimic serios și stai acasă, nu te aștepta să fie Domnul acolo. Pentru că Domnul Iisus Hristos spune, slujitorul meu este acolo unde sunt și eu. Și el, sigurat că vine la adunare. Amin? Amin. Domnul să ne ajute. Mai este un verset. Nu părăsiți adunarea noastră cum au unii obicei, ci din potrivă. Îndemnați-vă la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunare. Să fim aici, pentru că Domnul este aici. Domnul să binecuvânteze. Amin. Apoi, un avertisment. Matei 6 cu 24. Vreau să-l știți versetul acesta, dar eu am să vi-l citesc. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Ne este clar acest verset? Dacă vrem să slujim pe Dumnezeu, va trebui să ne aripim. Eu știu că în mintea noastră e foarte clar. Toți vrem să slujim pe Dumnezeu. Am luat această decizie la nivelul minții. Dar decizia aceasta trebuie să fie la nivelul trupului, la nivelul Duhului, la nivelul sufletului. Toată ființa noastră trebuie să știe că există această decizie. Să slujim doar pe Domnul. Amin? Amin. Pentru că Domnul spune, n-avem cum. Nu se poate. Nu poți sluji la doi stăpâni. La un moment dat, pe unul vei neistocotit. Pentru că celălalt vrea prioritate. Și pentru noi, Dumnezeu vrea prioritate. Diavolul își cere și el prioritățile lui. Dar Domnul să ne ajute așa cum am decis. Să-L slujim pe Domnul cu toate inimile. Amin? Amin? Pentru ca să fim buni slujitori și să ținem minte că e un avertisment de la Domnul. Nu putem sluji la doi stăpâni. Iar dacă cumva ne uităm după bogății, după bogăția acestei lumi, Domnul spune foarte clar, nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Trebuie să alegi. Și dacă n-alegi, ai ales din oficiu, ceea ce nu trebuia. Alege mai bine conștient să-L slujești pe Dumnezeu, să te ții de Dumnezeu, să mergi cu El și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin. În concluzie, aș vrea să răspundem la această întrebare. Oare degeaba îl slujim pe Dumnezeu? Oare se merită să-L slujim pe Dumnezeu? Apostolul Pavel
În 1 Corinteni, capitolul 15, când vorbește despre însemnătatea învierii Domnului Iisus Hristos, la un moment dat spune așa: dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți oameni, spunea Apostolul Pavel. De ce? Pentru că el spunea, din punctul de vedere oamenilor, n-ați trăit viața ca și ei și nu există nimic în viitor. Dar slăvit să fie numele Domnului, căci Domnul Iisus Hristos, atunci când a stat de vorbă cu ucenicii, a reglat această problemă o dată pentru totdeauna și ucenicii au înțeles-o și toți ucenicii și toți oamenii care vor să înțeleagă lucrul acesta, eu cred că este foarte clar. Și am să citesc lucrul acesta. După ce Petru a început să zică, iată, noi am stat totul și te-am urmat, Domnul Iisus Hristos i-a răspuns așa. Iisus a răspuns: adevărat te spun că nu este nimeni. Și când Domnul spune că nu-i nimeni, sigurat că nu-i nimeni. Nimeni nu este. Nu s-a întâmplat niciodată să fie așa. Nimeni care să fie lăsat. Casă, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau copii, sau holde, pentru mine. Adică pentru Domnul. Și pentru Evanghelie. Și să nu primească acum, în viacul acesta, de 100 de ori mai mult, case, frați, surori, mame, copii și holde, împreună cu, la pachet, cu prigonire. Iar în viacul viitor, ceea ce este mai esențial, să primească viață veșnică. Slăviți să fie numele Domnului. Amin. Se merită să-L slujim pe Dumnezeu? Amin. Păi spuneți-mi, cine n-ar vrea să investească? Să investești banii, că vorbește aici despre pământ. Cine a lăsat holde pentru mine, Dumnezeu îi dă de 100 de ori mai mult. Faceți această experiență. Cât costă un hectar de pământ? 1000 de dolari? Ok. Luați 1000 de dolari și dați-i Domnului. Și așteptați ca Domnul să vă dea de 100 de ori mai mult. E posibil? O spune Domnul. Nu spun eu. O spune Domnul. Și eu nu cred că Domnul spune nimeni, nu s-a întâmplat să lase ceva pentru mine, pentru Evanghelie, și să nu-i dau chiar în viacul acesta de 100 de ori mai mult. Dacă ai lăsat frat sau suror, dacă s-a întâmplat să fii abandonat de familie pentru că te-ai pocăit, câte milioane ți-a dat Domnul în schimb? Du-te în Australia și vei avea frat și suror. Du-te în America de Sud, vei avea frat și suror. Du-te în Europa, vei avea frat și suror. Oriunde vei merge, în orice adunare, vei vedea că ai frat și suror care te vor strânge călduros de mână, te vor întreba ce faci, te vor duce la ei acasă. Slăvit să fie numele Domnului. Ne-a dat frați și surori. Milioane. Glorie Domnului. Amin. El se ține de cuvânt. Ceea ce spune El, așa se întâmplă. Ne-a dat să fie numele Domnului. Amin. Mă întorc la Psalmul 73. Pentru că Psalmul acesta este extrem de interesant și aș vrea să învățăm ceva din el. Psalmistul se întreba și spunea: la cei răi le merge bine, degeaba mi-am spălat mâinile în nevinovăție, pentru că eu văd că la cei răi le merge bine. Ei prosperă, ei se îmbogățesc, ei nu se îmbolnăvesc. Și la un moment dat, spune el, până ce am intrat în templul Domnului. El se uita de afară. Dacă vrei să ai răspunsul adevărat, trebuie să fie aici, în casa Domnului. Și el spune așa: m-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost ruda. Până ce am intrat în Sfântul Locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de pe urma celor răi, da, tu îi pui în locul lor nepoaste și arunci în prăpăd. Cum sunt nimiciți într-o clipă, sunt pierduți, prăpădiți printr-un sfârșit nefrastic. Ca un vis la deșteptare, așa le repezi chipul, Doamne, la deșteptarea ta. Când mi se amăra inima, pentru că se gândea și el, merită, nu merită, și mă simțeam străpuns în mărutaie, eram prost și fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea ta. Însă eu sunt totdeauna cu tine, tu m-ai apucat de mâna dreaptă. Mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Pe cine altul am eu în cer afară de tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea nimeni decât în tine. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Căci iată că cei ce se prăpădează de tine pierd, tu nimicești pe toți cei ce sunt necredincioși. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu,
Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale, slăvit să fie numele Domnului. Amin. Secretul acestui om a fost să intre în casa Domnului, să intre în templul Domnului. Când a ajuns aici, Dumnezeu l-a luminat și a văzut că soarta oamenilor nu este aceeași. Chiar dacă aici pe pământ am primit împreună cu ce am primit de la El și prigonire, chiar dacă aici ne mor frați, ne mor surori sau ne mor copii, totuși, nu acum, ci va fi o zi când se va vedea diferența dintre cel ce l-a slujit pe Dumnezeu și cel ce nu l-a slujit pe Dumnezeu. Aici, pe pământ, Dumnezeu ne va binecuvânta, ne va purta de grijă și ne va proteja. Dar în cer, vom avea viață veșnică cu El, slăvit să fie numele Domnului. Fiți siguri, frați și surori, că se merită să-L slujim pe Dumnezeu. Amin. Amin.